Ziua informării preventive și ziua internațională pentru reducerea riscului de dezastre. Această dublă semnificație o are data de 13 octombrie, zi declarată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență drept ziua informării preventive în România. Începând cu anul 2011, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a identificat această oportunitate de răspândire a informațiilor cu caracter preventiv prin organizarea acestui eveniment ori de câte ori data de 13, pică într-o zi de marți. Totodată se marchează și Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre, ca un mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor, inclusiv prevenirea acestora, atenuarea efectelor și pregătirea împotriva dezastrelor. În acest an, tema propusă de Biroul Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscului de Dezastre, UNISDR, este Informează-te pentru viață. Evenimentele implică valorificarea informațiilor persoanelor care au fost martorii unor dezastre și dețin cunoștințe ce pot contribui alături de metodele științifice la reducerea riscului de producere a unui nou dezastru. Potrivit specialiștilor din domeniul mediului, printre cele mai importante cauze care duc la producerea dezastrelor naturale se numără poluarea cu petrol, poluarea fonică și poluarea radioactivă. Este cunoscut faptul că 90% din toate calamitățile naturale sunt legate de vreme, climă și apă.